Mai este foarte puțin timp până când vom număra ultimele secunde din anul 2017 și vom întâmpina cu speranță anul 2018, așa că pregătirile pentru petrecerea de sfârșit de an sunt pe ultima sută de metri. În restaurante și hoteluri, clienții vor fi întâmpinați cu cele mai bune preparate. Muzica live și atmosfera caldă sunt ingredientele principale pentru o petrecere reușită. Ofertele, deși piperate, au fost epuizate din timp de agențiile de turism. Cele mai căutate au fost, ca de fiecare dată, cele de pe Valea Prahovei. Pe Valea Prahovei, la Sinaia, la Bușteni, la Predeal, la Poiana Brașov, la Bran Moeci, unde este o zonă foarte căutată. De asemenea, avem și în celelalte stațiuni, cum am putea spune, Felis, Herculane, Valea Oltului, Călimănești, Căciulata. Cei care vor să evite aglomerația de pe DN1 și agitația din stațiunile de pe Valea Prahovei au optat pentru stațiunile balneare. Revelion la 1100 de lei cu 3 nopți de cazare, cu pensiune completă în toată perioada și cu balneo, pentru că cele trei hoteluri din bază de acolo au acces gratuit și la servicii de... La Felis avem o ofertă completă începând de la hoteluri de 2 stele până la cel de 4 stele. Potrivit unei cercetări realizate de Mednet Marketing Research Center, în ceea ce privește Revelionul 2018, un procent de 79% dintre respondenți intenționează să îl petreacă în țară, în timp ce numai 3,6% vor pleca în străinătate. Dintre cei care vor rămâne în țară de Revelion, 3/4 vor să petreacă alături de familie sau prieteni, în propriile locuințe sau ale prietenilor. 11% vor merge într-o stațiune, în timp ce 9% vor întâmpina noul an într-un club sau restaurant. Procentul celor care vor ieși în aer liber la trecerea dintre an ajunge la 3,6%. Bugetul total de sărbători s-a împărțit anul acesta astfel: 32,1% dintre români dau între 1.500 și 3.000 de lei, 26,3% își permit cheltuieli sub 1.000 de lei, iar aproape 15% sunt cei care au de risipit peste 3.000 de lei.